Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi stăm de vorbă cu avocatul Cătălin Bichescu. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat să vă descos. Eu vă mulțumesc pentru invitație și îmi face mare plăcere să fiu la emisiunea dumneavoastră. Haideți să începem cu o scurtă caracterizare a dumneavoastră. Spuneți-ne în câteva cuvinte cine sunteți. Dacă ar fi să alegeți trei adjective care să vă descrie, care ar fi? Cred că sunt un om simplu, un om care încearcă să devină un cât mai bun profesionist. Și un om căruia îi place dreptatea. Altfel nu mi-aș fi ales această profesie și în fiecare zi încerc să o obțin sau să o găsesc, să o descoper în viața judiciară a Clujului, în principal. Cât de des auziți glume sau bancuri despre avocați și cât de mult adevăr ar conține ele? În comunitatea avocaților din România, în general, circulă foarte multe glume cu avocați. Cred că cea mai tare glumă era aceea că nu știu cum ar fi o lume fără avocați și răspunsul ar fi că lumea ar fi mai bună. Acum, asigur că aceste glume cu avocați uneori au reper chiar în viața judiciară, adică sunt foarte multe situații care s-au desfășurat în sala de judecată sau în anumite, mă rog, în altă parte și atunci sunt preluate aceste întâmplări și devin cumva aduse și în, ajung cumva glume în limbajul cotidian și sunt foarte gustate de public. De ce să nu recunoaștem? Că până la urmă avocații erau numiți la un moment dat un rău necesar. Știți cum este, fiecare. Eu îi văd ca un mijloc prin care, nu știu, se ajută sau, mă rog, o profesie care ajută la înfăptuirea justiției. Nu văd o justiție fără avocați, nu văd o viață judiciară sau un stat de drept fără avocați. Mai ales în zilele în care trăim și la complexitatea legislației care, în momentul de față, legislația din România este o legislație foarte complexă. Nu văd un justiciabil că s-ar putea descurca în mod personal, fără să apeleze la un specialist, în ideea sau, mă rog, în situația în care dorește să rezolve o anumită problemă. Spuneați că există într-adevăr și un sâmbure de adevăr în aceste glume. Ați fost martor la unele întâmplări de acest gen în sala de judecată? Eu personal nu. În schimb, am văzut alte situații cu justiciabili care au fost puși în anumite, mă rog, în anumite situații și era o situație comică în sala de judecată. Toată lumea râdea, până la urmă judecătorul făcea eforturi să nu zâmbească și el, pentru că dintre toți participanții la înfăptuirea justiției, judecătorul trebuie să fie cel mai sobru. Dar ce a spus persoana respectivă, dacă ne puteți spune? Era un martor care provenea din Moldova și așa, prin felul în care se exprima, sau, mă rog, aducea în discuție ceva termeni, rigle sau, mă rog, erau ceva obiecte pe care le folosea și, până la urmă, toată lumea izbucnea în râs la un moment dat pe relatarea martorului și judecătorul făcea eforturi să se abțină și să păstreze solemnitatea ședinței de judecată. A fost un moment drăguț, așa, ca să spun așa. Dumneavoastră, când ați luat contact prima dată cu această profesie, ce v-a atras la ea? Păi, nu știu cum să spun așa, cred că nu pot să spui că ai neapărat o chemare. Cred că la un moment dat în viață îți doresc să și te gândești cam ce poți să faci în viitor. Cam ce poți să faci tu pe pământul acesta, ce activitate poți să desfășori astfel încât cumva să fii și tu împlinit în primul rând personal și pe de altă parte să îți poți asigura și existența necesară. A contat mai mult aspectul financiar sau pur și simplu profesia în sine, satisfacția de a ajuta oamenii? Aspectul financiar n-a contat absolut deloc, pentru că vreau să spun un lucru pe care puțină lume îl știe. Ca să devii avocat, în zilele noastre, în primul rând, trebuie să faci o foarte mare investiție. Și în tine personal, dar și din punct de vedere financiar. Adică, sigur că sunt persoane care se gândesc că odată ajunși avocat, vor avea tot ce își doresc. Vor trăi pe picior mare, vor trăi pe picior mare. Vor avea tot ce își doresc, vor putea să ducă o viață la care poate nici nu au visat. Nu este chiar așa, pentru că să știți că până la urmă și profesia necesită un anumit suport material care necesită o investiție financiară din ce în ce mai ridicată în zilele noastre. Plus pregătirea profesională,
plus, mă rog, toate dotările de care ai nevoie, plus taxele pe care le plătești statului, baroului, până la urmă, dacă îți faci o socoteală, vezi că așa, cam dacă îți plătești taxele către stat și către barou, rămâi undeva sub 50% cu câștigurile pe care le încasezi de la clienți. Dar când începi, ai nevoie de un capital, de un ajutor? Da, ai nevoie de un foarte mare ajutor, pentru că e foarte greu. Acum, la momentul la care am început eu activitatea și profesia de avocat, respectiv în anul 2005, era mai ușor. În momentul de față, cred că tinerilor le este mult mai greu și singura lor șansă este să se asocieze sau să fie cooptați într-o casă de avocatură care să își permită să își întrețină, pentru că un tânăr avocat nu aduce un plus de valoare, el trebuie să fie format, nu aduce nici clientelă. Până la urmă, cred că aceste persoane care ajung cumva să fie integrate într-o casă de avocatură încep să învețe. Încep să învețe ce înseamnă profesia de avocat și ei sunt o cheltuială pentru o bună perioadă de timp, după care, sigur, dacă rămân acolo, vor aduce și clientele, vor aduce și profit. Până la urmă, asta, cum am spus eu, este o distribuție a muncii. Cred că asta, la asta sunt folosiți cei tineri care intră acum în profesie, cei care au norocul să fie încadrați într-o casă de avocatură. În rest, vremea lupilor singuratice a cam trecut, spunea un distins coleg avocat, și așa și este. La momentul la care am intrat eu în profesia de avocat, puteai să răzbești dacă, mă rog, erai serios, îți făceai treburile, încercai să devii un cât mai bun profesionist. Acum, în momentul de față, e mai greu. Și sunteți încă un lup singuratic? Nu. Vreau să spun că nu. Nu mai sunt un lup singuratic. Propriu zis, am făcut o asociere cu doi colegi și încercăm să facem, să oferim clienților cât mai multe servicii profesionale cât mai diversificate, pentru că astea sunt nevoile pieței. În liceu, dacă vă întreba cineva ce facultate veți alege, ce drum veți urma în viață, ce răspundeați? Cred că tot liceul știa că o să fac facultatea de drept. Deci asta era cer și vreau să spun că acum de curând am găsit pe... Știți că la sfârșitul clasei a 12-a, pe fotografiile pe care le făcea fiecare individual între colegi, lăsa câte un mic, două, trei rânduri, da, în cutitul de amintire. Și am regăsit, acum am făcut ordine într-un birou, am găsit câteva fotografii și două dintre ele spuneau domnului avocat Cătălin Bichescu. Deci în clasa 12 deja toți colegii știau că voi deveni avocat. Erați avocatul clasei. Eram un fel de avocatul clasei, da, întotdeauna când era o anumită situație litigioasă sau opreau probleme, întotdeauna nu ezitam să fac pasul înainte și să fiu portavocea poate a tuturor. Cred că de și apelau colegile dumneavoastră, vă luau în serios. Da. Încercam să-mi fac datoria la momentul respectiv. Le luam apărarea când erau probleme administrative, când apăreau anumite discuții sau situații în clasă, mă rog, se punea problema. Dar până unde? Ați mers până în pânzele albe? V-ați certat cu un profesor, poate cu direct? Cred că la un moment dat, știu că a fost o discuție la care cred că au fost implicați și profesorii. Și atunci, din comitetul de inițiativă ale elevilor, făceam și eu parte dintre ei și am luat cuvântul. Dar să știți că situația asta am făcut-o și în facultate, am făcut-o și în armată, am făcut-o și ulterior, deci pur și simplu nu puteam să stau să stau în grupul unor persoane care nu fac nimic. Atunci când mi se părea că, de exemplu, se comite un act de nedreptate, cineva este neapărat prejudiciat, dar tratat poate nu cum ar fi trebuit să fie tratat. Adică v-ați jocorit, umilit? Nu neapărat bagiocorit, umilit, ci pur și simplu tratat cu intransigență și, mă rog, erau niște situații acolo delicate. Dacă, de exemplu, ai făcut un act de indisciplină, de ce să fie exmatriculat dacă a fost un act izolat? Da? Cam situații de genul ăsta. Și ați salvat colegii de la exmatriculare? Cred că la un moment dat s-a pus problema cu absențele nemotivate. Era o problemă cu absențele nemotivate și atunci în comitetul de elevi am luat poziție că până la urmă nu cred că s-ar fi impus neapărat exmatricularea unei persoane care, într-adevăr, avea multe absențe nemotivate, dar trecea și printr-o perioadă dificilă în viață. Și această activitate, ca să spun așa, am desfășurat-o și ulterior în facultate, unde am fost șef de an și am reprezentat câțiva ani, am reprezentat anul de studiu în Consiliul Profesional și ședințele care erau atunci, și atunci a fost un incident și atunci am luat poziția. Un incident? La ce vă referiți? În sensul că la un moment dat facultatea de drept rămăsese fără internet, tocmai se făcuse o investiție foarte mare în facultate și studenții care stăteau în cămine erau cazați în incinta facultății, adică pe sediul facultății era pe strada, și este în continuare, pe strada Avram Iancu. Și la o petrecere în căminul studenților, adică la care era la ultimul etaj, cineva a distrus cablul de internet. Cablul de internet care tocmai era tras. Ei, la momentul respectiv, profesorii ne-au cerut nouă să găsim vinovatul. Adică nouă. Unor
celor care eram în consiliul profesional, da, în consiliul facultății, șefii de an, să găsească vinovatul, pentru că altfel va suporta... Dar dumneavoastră ați fost la petrecere atunci? Nu, deci nu știați cine a fost. Nu știam, dar noi știam cine a fost vinovat, a fost un accident, până la urmă, cred că nicio persoană respectă, se poate întâmpla, da, și până la urmă tot am insistat și nu au reușit să... găsească vinovatul. Noi atunci nu, nici măcar nu cunoșteam persoana respectivă, dar se punea problema ca toți studenții să plece, să fie evacuați din cămin și bine, nu cred că s-a chiar dorit acest lucru, dar pur și simplu era cu titlul de avertisment că dacă nu găsim persoana să repare paguba, studenții vor fi evacuați. Și atunci, până la urmă, lucrurile s-au rezolvat în sensul că studenții au rămas cazați în cămin în continuare. Sigur, după aceea au fost mutați, dar din considerente de ordin administrativ, nu pentru faptul că facultății de drept s-a făcut atunci o pagubă. Și ați intervenit dumneavoastră, adică ați discutat, ați negociat? Nu, ce să spun, pur și simplu i-am susținut pe studenții care au cazat acolo și care nu mi se părea normal să fie, să suporte o anumită sancțiune din cauza unui comportament izolat al unei singure persoane, că despre asta așa. Da, și o sancțiune drastică. Da, drastică era, pentru că facultatea de drept trebuia să le caute locuri de cazare prin alte părți. Lucrurile erau ocupate, se întâmpla în anul întâi de facultate, undeva în perioada toamnei. Și atunci pot să spun că am încercat prin cât am putut să-i susțin, să nu fie schimbați din, mă rog, din căminul respectiv. Și în familie ați dat dovadă de un spirit justițiar. Cum vă priveau părinții dumneavoastră? Cum vă vedeau? Părinții mei mi-au cultivat, deci tata provine dintr-o familie în care înainte m-a avut, mă rog, tangențe cu activitatea juridică, tangențe. Propriu-zis, tata este de profesie jurist, așa că am crescut printre cărțile lui. Adică aș chiar nu sare departe de trunchi. Da, deci, din punctul de vedere profesional, da, ca să spun așa, am crescut, biblioteca mea erau cărți de drept procesual penal, nici nu știam ce înseamnă la momentul respectiv, le mai răsfăiam și până la urmă, la un moment dat, mama chiar mi-a zis, zice, oare, nu știu, ai posibilitatea, ai capacitatea să înveți ceva în domeniul dreptului, că nu era noțiune uzuală pe care să discutăm în casă. Și mi-a dat o carte să citesc așa prin ea și mi-a zis, făcut câteva exerciții de memorie și până la urmă mai mult cred că spiritul de a identifica sau a descoperi dreptatea. Cred că asta a fost, nu neapărat cărțile pe care le aveam acasă. Cred că asta m-a propulsat înainte și acum doresc acest lucru și o simt ca o parte din ființa mea. Câteodată în sala de judecată să știți că nu reușesc să găsești dreptatea și nici să o obțin, din păcate. Și cum vă explicați? Unii magistrați aplică legea doar în litera ei, nu și în spiritul ei. Și aici avem o mare problemă. Societatea judiciară din România, sistemul de justiție din România, sigur că se tot reformează, am auzit chestiunea asta încă eram în facultate și tot ne reformam și acum ne reformăm în continuare. Până la urmă nu cred că am găsit, sau sistemul n-a găsit, nu știu cum să vă spun, forma care să vină în întâmpinarea justițiabilului, nu să-l înlăture. Asta este o durere pe care cei care pun pasiune în profesia asta o au în viața de zi cu zi. Justiția cred că nu este făcută pentru cărți, nici pentru principii, nici pentru idei, ci pentru oameni. Deci se bazează pe ele, pe principii, da, idei, este forme de... Evident, altfel nu putem să facem o justiție dacă n-am avea aceste idei și aceste principii, până la urmă morala stă la baza dreptului, să nu uităm acest lucru. Dar nu putem să construim un sistem judiciar care să încerce să înlăture justițiabilul, ca să se dezvolte prin sine însuși, ca să spun așa. Nu, el se dezvoltă, trebuie să fie parte din societate, trebuie să beneficieze de respectul cuvenit, dar pe de altă parte, cred că fiecare magistrat trebuie să se gândească că el face un act de interes public prin activitatea pe care o desfășoară. El nu face un act abstract. Adică asta e situația și până la urmă lucrurile astea vor trebui să fie reglate mai devreme sau mai târziu. Cred că sper să se ajungă la un sistem în care lucrurile se reglează și pot să funcționeze astfel încât să urmărim nu numai binele general ideal, da? Ci și binele concret prin activitatea pe care o desfășoară în fiecare loc în care suntem. Tata vă dădea sfaturi despre drept sau vă mai dă? Da, și sfaturi de viață foarte multe. Să știți că am avut un mare noroc că provin dintr-o familie de juriști. Adică, la început când am intrat în profesie, mi-a spus câteva lucruri foarte importante, că, până la urmă, profesia asta trebuie să o iei foarte în serios. Dacă nu o iei în serios, dispari. Adică, în lumea avocaților, în 6 luni de zile, dacă nu ți iei profesia în serios,
cred că nu mai ai clientele, îți duci cazurile la final și cu asta basta. Trebuie să o iei în serios, trebuie să le acorzi respectul oamenilor, respectul cuvenit și să le acorzi un respect deosebit magistraților. Adică niciodată nu voi fi impus în postura care să nu respect un magistrat, chiar dacă îmi face o nedreptate. Chiar dacă în sala de judecată, mergând și încercând să mă pună la punct cu ghilimele de rigoare, da, calcă peste mine sau trece peste mine, face un act de nedreptate. Până la urmă nu o să aibă replică din partea mea în sala de judecată, astfel încât să-i submineze poziția vreodată în fața justiției, în fața justițiabililor care sunt de stat sau altor colegi. Asta nu înseamnă că voi tăcea, dar pur și simplu uneori stai și te gândești că respectul față de magistrat trebuie să fie într-o societate, într-un stat de drept maxim. Nu există, nu există excepții în astfel de situații. Să ne certăm în sala de judecată cu judecătorul sau să îi aruncăm tot felul de cuvinte nepotrivite, cel puțin din partea mea nu cred că va găsi. Dacă se va încălca legea, sigur că va exista un răspuns, că nu voi sta să accept o nedreptate în sala de judecată, dar într-o formă, în forma prevăzută de lege. Apropo de reguli, respect, mi-ați povestit când am vorbit înainte de a filma că sunteți singuri la părinți. Da. În casă erau reguli foarte stricte sau părinții v-au lăsat să decideți întotdeauna și v-au prezentat doar opțiunile? Aici nu pot să spun că erau reguli foarte stricte, în afară de faptul de că trebuia să învăț. Deci, puteați veni la orice ora acasă, da, era? Nu prea, mama se cam temea să nu ajung vagabond, asta era cuvântul. Deci avea impresia că prin anturajul în care puteam să intru, putea să-mi schimbe viața, să ajung, mă rog, o persoană care nu m-a preocupat de nimic decât de clipa prezentă și să nu îmi desăvârșesc pregătirea profesională, crezând că nu se va alege nimic de mine dacă nu reușesc să fac o facultate, să termin un liceu. Adică nu era de acord cu prietenii pe care i-a avea? Încerca să-i selecteze câteodată, să-i selecteze pentru că ea făcea, nu știu, apreciere din afară și spunea dacă se va merge în continuare cu X sau cu Y, probabil va ajunge pe un drum greșit. Încerca cumva așa să limiteze și după aceea, sigur, nici nu am mai avut posibilitate pentru că la momentul la care am ajuns în liceu și am început să mă pregătesc pentru facultate, trebuia să dedic foarte mult timp pregătirii învățatului propriu-zis și nu mai aveai timp de prea multe lucruri diferite. Era o perioadă în care la facultatea de drept era o concurență foarte mare, se dădea un examen foarte sever și de regulă cei care am intrat în generația noastră cam 2 ani de zile ne-am pregătit învățând istoria. Aici era o chestie și vreau să spun o paranteză, învățam manuale pe de rost. Deci la propriu, le știam pe de rost. În cât timp? Cum reușeați să tociți atâta informație? Păi, până la urmă învățam în zi de zi și aveam pregătiri profesionale, în sensul că făceam meditații. Dacă mergeai la meditații și nu știai lecția, degeaba mergeai. Și așa era atunci. Adică, cred că am fost prima generație în care s-a intrat pe examen de... Eram pregătiți pentru examen dezvoltare scris, care dezvoltarea scrisă însemna reproducerea manualului. Bine, trebuia să faci și corelații într-o parte și în alta. Și cred că am fost primul an în care s-a schimbat sistemul pe grilă. Dar pentru asta tot am învățat pe de rost 2 cărți de istorie. Asta era atunci regula, dacă doreai să intri la facultatea de stat. Și știu că am avut o discuție cu oameni că erau și Cantemirul, mă rog, organiza examen de admitere înainte de Universitatea la Beșboi și mama îmi cerea, zicea, du-te și la Cantemir că uite-te, o să rămâi cumva să fie o soluție din afară acoperire, dacă nu o să intri. Și am zis nu, am zis că uite aici, pentru asta m-am pregătit 2 ani de viață, înseamnă că i-am pierdut. Dacă nu reușesc să obțin o notă bună și să intru în facultatea de drept din cadrul Universității la Beșboi, și ați obținut nota bună? Da, am obținut nota bună, da. 10? Nu. Pentru că știu că la istorie am avut 9-80 și la gramatică, gramatica era mai grea pentru mine, era o chestie abstractă și nu prea eram familiarizat. Era foarte greu la gramatică, mult mai greu decât la istorie. Și la gramatică am avut o notă mai mică. Dar cred că undeva 9-11 a fost media de intrare, cam așa cred, sau 9-50 și ceva. Nu cred că 9-11 totuși. Dacă prin absurd n-ați fi intrat, aveați și un plan B? Da, păi sigur, încercam la o universitate privată. Asta ar fi însemnat atunci la momentul respectiv un cost financiar pentru părinții mei mai ridicat. Ei veneau oricum din spate după 2 ani în care susținuseră meditații la istorie și gramatică. Și cred că asta a fost. Nu-mi doream ca să fie un cost financiar împovărător. Erau niște taxe destul de mari la momentul respectiv pentru părinți în continuare 4 ani de zile. Și după ce ați ieșit din facultate, cum a fost munca în sine? A fost ca un duș rece să vedeți realitatea? A fost diferit de ce ați învățat pe băncile școlii?
A fost o experiență diferită din alte puncte de vedere. Știți cum, noi în facultate am avut, generația noastră, a avut parte de niște profesori extraordinari. Domnul Liviu Pop, l-aș menționa de fiecare dată în orice discurs pe care l-am legat de anii de facultate, era decan. O persoană, un profesor extraordinar. Și au încercat profesorii noștri să ne pregătească pentru ce va urma. Și știu că domnul decan Liviu Pop ne-a spus la sfârșitul facultății, de-abia acum veți începe să învățați. În momentul respectiv, m-am gândit, domnul ne spune acum că de-abia acum, pentru că 4 ani de zile tot am învățat. Într-adevăr, după ce termin facultatea, încep să învăț drept. La momentul respectiv, poate nu ai nici mintea formată ca să poată să asimileze informația, îți vine informația abstractă, pe care nici nu știi cum să o folosești. Primul meu contact cu viața juridică de după facultate s-a rezumat în, nu știu, o vizită la tribunal să vedem unde este arhiva și registratura. Dar până atunci n-ați mers, de curiozitate măcar. Nu, pentru că trăiam viața de student, mergeam la cursuri, seminarii... Nu... Și niciodată n-ați fost la tribunal până să terminați facultatea? Cred că, ba da, să știți că am fost. Vreau să spun că am fost. Am așa fost de curiozitate. Prima mea lecție, da. Păi urma să fie locul dumneavoastră de muncă și... Știți cum, nu mă gândeam la momentul respectiv, cred că trăiam viața de student pur și simplu, da. Mă gândeam ce voi face după și nu aveam neapărat o idee foarte clară și precisă în sensul că voi deveni avocat. Dar n-ați avut curiozitatea să asistați și ca cetățean la un proces, să vedeți? Păi am avut, vă spun când. La un moment dat am făcut o faptă contravențională și mi s-a reținut permisul de conducere 90 de zile. Era student? Era student, da, în anul 4. Și, dar ce ați făcut? Ați condus cu viteză? Nu, am depășit pe linie continuă. Așa. Am depășit pe linie continuă, sancționat contravențial. Problema era că trebuia să mergem la mare, adică se apropia vacanța. Cum să mergem? În gașcă, cu prieteni. De mașină, cum? Nici nu percepeam. Bun, am făcut contestație, plângere, mă rog, împotriva procesului verbal și, bineînțeles, s-a fixat termen de judecată. Acela a fost primul meu proces la care am ajuns în sala de judecată, eram student la drept și, bineînțeles, că am pierdut cauza în condițiile în care nici nu știam ce probațiune trebuie să faci într-un astfel de proces. Adică degeaba merge contravenientul și spune, domnule, n-am săvârșit fapta contravențională. Că judecătorul, sigur, întreabă, probe mai aveți? Da. Nu e suficient cuvântul dumneavoastră față de cuvântul polițistului. Și asta a fost. Până la urmă am rămas cu 30 de zile suspendarea. Aia a fost prima mea experiență sau prima mea tangență cu viața judiciară. Știu că mi-am văzut atunci, erau seminariști, asistenți universitari pe care erau avocați și care predau. Prima dată sala de judecată. În ce an de facultate? Cred că era în anul 3. Cred că era în anul 3 de facultate. Și ce au spus sau n-ați povestit profesorilor, părinților, experiența cuiva? Nu, mi-a făcut o pledoarie foarte bună, știți cum am crezut eu de cuvință, dar... Prima pledoarie. Prima pledoarie a fost un moment inedit. Da? Scrisă pe foaie sau învățată pe rost? Nu, era scrisă pe foaie, nu era. După aceea, când am început să practic profesia de avocat de primele cauze, avocat stagiar fiind, mi-a scris pe foaie. Sigur că e foarte frumos și judecătorii câteodată așteptă să le vorbești liber, dar e și foarte greu. Adică, mai ales în viața, cum să spun, sala de judecată, îți dă și o anumită emoție. Nu stai în mod normal și discuți cu judecătorul, pur și simplu ești încărcat și de o anumită emoție și atunci câteodată e foarte greu să îi spui să vorbești liber și la început mai citeam și de pe foi notițele pe care le scriam. Și acum sunt cauze foarte voluminoase în care nu poți să reții multă informație. Să reții toate filele sau toate probele care sunt administrate, nu știu ce volum, sunt cauze cu peste 30 de volume. Vă dați seama că atunci dacă aș avea o memorie extraordinară, n-aș mai face, poate aș face altceva. Tot în paranteză fie spus, ați reușit să ajungeți atunci la mare? Da, bineînțeles, pentru că făcând acea plângere, s-a suspendat procesul cu sancțiunea contravențională până la momentul soluționării definitive. Și știu că a fost o discuție, la un moment dat, când mi-a comunicat sentința acasă, bineînțeles, atunci cred că a aflat și mama că am făcut ceva contravenție. Se punea problema asta, că fac sau nu recurs. Și am decis că nu fac recurs, astfel încât... Mă rog, permisul mi-era atunci reținut, pe dovada a expirat și am stat 30 de zile liniștit și am așteptat să se împlinească și când am făcut calculul, m-am dus și mi l-am ridicat. Și mi-ați spus, să ne întoarcem acolo unde mi-ați zis că ați fost prima dată la tribunal, deci după ce ați terminat la registratură, nu știați unde e exact. Da, și cu tata, știu că tata mi-a fost și mi-a spus, uite aici e registratura, va trebui să te... V-a fost ghid. Mi-a fost ghid, da, mi-a fost ghid. Registratura, arhiva, garderoba, sălile de judecată, că știți, în clădirea, în Palatul de Justiție, tribunalul are anumite săli, judecătoria alte săli și curtea de apel alte săli. Acum, sigur că în momentul în care
ai o cauză, trebuie să știi unde te duci dimineața. Și ce m-a spus tata întotdeauna, că încearcă să ajungi dimineața la cauză, înainte de a intra judecătorul, în sensul că să studie și dosarul, să vezi dacă nu era sistemul ECRIS sau sistemul informatic cum îl avem acum, că, de exemplu, pe Curtea de Apel Cluj, poți să vizualizezi actele care se depun la dosar în format electronic, accesând portalul. Atunci nu era. Vedeai dimineața ce proceduri de citare sunt îndeplinite, ce acte s-au mai depus la dosarul cauzelor. Dacă tu intrai după judecător, nu mai puteai să ceri, sau mă rog, și acum îl mai cer câteodată dosarul, dar de regulă e bine ca avocatul să ajungă înainte de a intra în instanța și să studieze, să vadă ce mai s-a depus la dosarul cauzei. Și știu că asta tata mi-a zis, să nu ajungi după judecător. În sala de judecată, întotdeauna să faci cumva să ajungi înaintea lui. Și n-ați ajuns. Au fost situații în care am ajuns, din situația în care, de exemplu, eram în altă localitate și erau cauzele împărțite, trebuia să fie și, de exemplu, Gherla sau Viedin și Cluj și era mai greu. Dar atunci încercam cumva înainte de termenul de judecată, când știam că mi se suprapun, să ajung la dosarul cauzei și să văd în timp real ce acte s-au mai depus sau care sunt. Vă amintiți de primul caz și prima susținere în sala de judecată? Da. A spus că aveați foaia la dumneavoastră, emoții. Da. Aveam emoții, aveam o cauză, că am reușit să obțin o achitare. Știu și acum, știu despre ce caz era vorba. Era o plângere pentru, atunci eram încă legislația prevedea că erau anumite cazuri în care se adresa plângerea direct instanței de judecată, nu mergea prin organul de urmărire penală, era un abuz de încredere, cineva împrumutase sumă de bani, nu se restituise suma respectivă și persoana care împrumutase a făcut o plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere. Bineînțeles că în fapt nu era prevăzută de legea penală și am reușit să obțin achitarea. Era evident atunci. Acum, mi se pare evident atunci, mi se părea un caz deosebit de greu și, mă rog, cu clientul lângă tine în sala de judecată, în fața judecătorului și a procurorului. Cam asta era. Și avocații fac bâlbe și nouă jurnaliștilor se da, întâmplă sigur în sala că da, de judecată. Sigur că da, evident. Se poate întâmpla să ai o zi foarte, să fii obosit. Asta întotdeauna cred că e principalul factor. Să fie emoția mai mare decât puterea ta de a-ți gestiona resursele și de a te aduna în sala de judecată și sau pur și simplu aglomerația cotidiană. Adică ai foarte multe cauze și dorești să le rezolvi pe toate și nu reușești să-ți găsești cuvintele. Se întâmplă astfel de situații. Și ați rămas în memoria colegilor cu vreo bâlbă așa mai interesantă? Nu. Dar au fost situații în care m-am oprit din expunere și mi-am reluat fraza sau propoziția. Pentru că încercăm să fim cât de coerenți se poate. Câteodată există posibilitatea să dăm și rateuri. Știți cum e? Ca și jucătorii de fotbal, câteodată e o zi bună, câteodată e o zi proastă. Am avut cauza în care au ieșit un sfert din sală după mine să mă întrebe, domnule, vrem cartea de vizită. Deci sunt zile și zile. Încercam fiecare zi să-mi fac datoria cât de bine pot. Dar asta nu înseamnă că azi voi fi mai, încerc să fiu mâine mai bun decât astăzi. Dar asta nu înseamnă că voi și reuși. Ce vă spuneți după un eșec? Cum vă mobilizați? Știi cum face parte din viața profesională a oricărui avocat? Eu nu cred în avocați care au 100% cauze câștigate. Aceia își aleg cauzele. Deci e foarte ușor să-ți alegi cauze și să-ți faci un portofoliu, să spui, doamne, în viața mea profesională am numai câștigat. Păi mi-am ales, sigur că mi-am ales. Dacă mi-au cauzele care eu le văd că sunt evident că le voi câștiga, atunci îmi fac un portofoliu numai de cauze câștigate. E bine, e rău? De ce ar fi rău? Pentru că, până la urmă, știți cum? În momentul de față, cel puțin, eu cred că un avocat care se dorește a fi un profesionist nu își alege neapărat cauzele în funcție de câștigul acelor cauze, ci în funcție de ceea ce crede el că poate să facă pentru justițiabilul respectiv. Eu cred că asta ar primea, cel puțin în opinia mea. Acum, sigur că eșecul este foarte greu de digerat. Încerc câteodată să mă gândesc oare cu ce am greșit sau poate ce n-am făcut bine. De regulă, răspunsul este că asta era o situație obiectivă. Dar totuși încerc să-mi fac și o analiză, să văd dacă într-adevăr am depus toate mijloacele și diligențele profesionale pentru a ajuta justițiabilul respectiv. Acum, sigur, având portofoliul majoritar de cauze penale, undeva peste 95% în momentul de față, putem discuta ce înseamnă un eșec sau ce înseamnă o victorie, pentru că aici, în domeniul ăsta, lucrurile sunt mai relative. Știți, o victorie poate să fie, de exemplu, poate fi înregistrată în momentul în care ai obținut o suspendare sub supraveghere, în momentul de față, și un eșec în momentul în care ai obținut o condamnare, să mă rog, s-a dispus o condamnare, o pedeapsă ridicată. Dar poate să fie o victorie în momentul în care o infracțiune este gravă, da, sau încadrarea juridică este serioasă și ai obținut o pedeapsă, chiar dacă este privativă de libertate, redusă ca și quantum. Aici suntem pe un domeniu mișcător. În domeniul acesta. Acum, sigur că și încărcătura este mai mare. Aici e o discuție pe care vreau să
o spun acum de față cu dumneavoastră, toată lumea dintre avocații tine spune, nu vrem civilul ăla, e plictisitor, noi vrem penal. Știți cum e? Aceste cauze au o anumită încărcătură, mai mare decât cauzele civile, da? Pentru că miza este mult mai mare, discutăm, sigur, și în cauzele civile, discuți unor de avere a omului, poate toate bunurile pe care le-a dobândit în timpul vieții. De aici ai persoana lângă tine, practic îl vezi cum e influențat și, mă rog, ce te gândești cam ce consecințe va avea această procedură judiciară în ceea ce îl privește pe omul respectiv. Îi vezi familia, să știți că noi totodată avocații suntem între ciocan și nicovală, în sensul că ciocanul fiind justițiabilul și familia lui și nicovala fiind instanța. Fiecare, mai ales în momentele sau în zilele noastre, puțin mai au habar așa de legislație. Sunt foarte multe persoane, nici nu cunosc, știu linii generale, poate, nu știu, regulile de conduită din legea lui, mă rog, legea lui Moise, să nu fur, să nu ucizi, să nu fii... Din decalog, da. Exact, din decalog. Dar nu au cunoștință nici despre procedurile judiciare care se aplică în România, nici despre codul penal, decât foarte puțin. Și atunci e foarte greu câteodată să gestionezi, să le comunici de ce nu se poate o anumită acțiune, de ce legea interzice, de ce nu poți să ceri judecătorului un anumit probă, pentru că, mă rog, nu prevede legea sau că este imposibil de obținut. E foarte greu câteodată să fii acest mediator între justiție și justițiabil. Câteodată mai e și mediator. Și vă țin treaz noapte aceste cazuri? Întotdeauna să știți că după un caz serios, în care am avut și, fac o paranteză, am avut o cauză care a durat 12 ore, aceeași cauză, și propriu zis, e foarte greu să te relaxezi după. Deci după ce ai dat tot ce ai putut mai bine, da? Încerca să aperi clientul cât de bine poți, cât ai putut, mă rog, e foarte greu să te detenționezi și ai nevoie cam de o zi ca să îți revii. Pentru că rămâi cu mintea canalizată pe respectiva cauză și rămâi, mă rog, te gândești câteodată, noi ca avocați, ne gândim oare ce gândește judecătorul, știți? Că încercăm să ne gândim cam ce soluție ar putea să dea judecătorul, cum ar vedea el cauza respectivă. Pentru că așa să faci avocatura de dragul de a rosti discursul în sala de judecată și fără niciun efect sau, mă rog, fără nicio eficiență față de justițiabil, nu prea merge. Care a fost poate cel mai greu sau mai provocator caz pe care l-ați avut pe scurt? Pe scurt am avut o procedură, nu pot să uit, a fost o situație foarte delicată și pentru mine, nu știu, a fost un moment în care am reușit să fac pasul înainte, deși poate altul ar fi rămas pe loc. Am avut o procedură cu elemente de extranitate, ce se întâmplase? Niște cetățeni români, o familie de cetățeni români, s-au dus în Anglia și acolo unul dintre ei a decedat în anumite, mă rog, condiții misterioase. El fiind cetățean român, în România s-a declanșat o procedură judiciară, ceilalți, era o suspiciune privind săvârșirea unei infracțiuni de omor. Celelalte persoane erau tot români, deci așa cum am spus, s-a declanșat o procedură judiciară și englezii au declanșat o procedură tot judiciară, dar mă rog, ei aveau un anumit sistem propriu-zis, ei au fost cei care au făcut autopsia, au făcut investigațiile, poliția a făcut raportul. Și, practic, această procedură era cu elemente de extraneitate, în sensul că, la un moment dat, s-a contestat ancheta făcută de medici cu legist din Anglia, din Londra. Și atunci, procedura asta, nu o întâlnim în procedura judiciară românească, era cu elemente de contradictorialitate. În sensul că se desfășura o procedură de judecată propriu-zisă. La Coroner's Court, în Londra, și la momentul respectiv am primit o invitație prin mail să mergem să ne prezentăm cazul. Adică eu eram împreună cu un avocat columbian, avocatul columbian era din Londra, fusese angajat de familie în Londra și eram avocatul din România. Și acela a fost un moment deosebit pentru că mergeam într-o țară în care legislația nu o cunoșteam, am stat și m-am documentat un pic despre ce înseamnă procedura Coroner's Court și am avut o plăcută plăcere profesională să văd cum ar trebui să se desfășoare, mă rog, o judecată, că putem să-i spunem și o judecată, era o procedură contradictorie judiciară, și unde suntem noi, unde trebuie să ajungem. Cam asta era ideea. În primul rând, era fixată pe o anumită oră. Și la noi acum încep să se fixeze judecăți pe ore, dar în trecut te chemau toate părțile, adică toate cauzele, 8:30. Stăteai în sala de judecată și stai până la ora 2, îți pierzi jumătate de zi, acolo ajunge obosit și în fața judecătorului, nu mai știi pentru ce ești acolo. Majoritatea justițiabilor stau și ascultă povești în sala de judecată, când le vine rândul la cauză, sunt deja obosiți. Ei, la ora 1 era fixată și mi-aduc aminte că am ajuns la 12:30 și un aprod a venit și ne-a spus, dar numai la ora 1 aveți. Adică ați venit un pic cam de vreo, dacă veneați
la Fornosferi era foarte bine și ne-au zis într-o cameră, ne-au spus dacă vreți să vă mai adunați gândurile sau să vă pregătiți înainte de dezbatere, stați aici împreună cu clienții dumneavoastră, știți, și după aceea urma procedura judiciară, procedura contradictorie propriu-zisă în fața medicului coroner's court, da, așa era instanța, așa se numea, medicul legist cu funcție judiciară la momentul respectiv și a fost o dezbatere propriu-zisă în sensul de o procedură judiciară. Și a fost un moment foarte... V-ați descurcat, a fost... Da, da, da. A fost un moment delicat, adică aveam emoții foarte mari înainte să plec în... spre Londra. Era, cred că a fost un moment în care mă gândeam mai bine rămân acasă, că și să-ți descurcă colegul, nu. Și am reușit să fac pasul și știu că soția mea se duce, du-te și fă-ți treaba, că e un moment important. Și a fost o procedură pe care am reușit să o trecem cu succes. Soția vă susține cel mai mult? E cel mai bun prieten al dumneavoastră? Mă susține pentru că... Știți cum, e foarte greu să faci ceva fără să ai susținerea familiei. În viața de profesia de avocat îți cere foarte mult. Profesia de avocat îți cere foarte mult timp. Dacă nu ai înțelegere și susținere din partea familiei, nu poți să te dedici clienților. E foarte greu să lași familia deoparte și să te preocupe, nu, soarta unui justițiabil sau unei persoane care are anumit o problemă și să încerci cumva să duci o viață echilibrată, să ai și viață profesională și viață familială. Soția mă susține foarte mult, altfel nu... N-aș putea, m-a susținut și în momentul în care mi-am desăvârșit studiile profesionale. Vă dați seama. V-ați cunoscut în facultate? Da, ne-am cunoscut în facultate. A fost studentă la drept. Da, studentă la drept. Mai bună ca și decât mine. Mai bună decât mine, așa, la capitolul învăța. Era mai serioasă. Învăța. Asta era. Până la urmă, nu. A dorit să urmeze o carieră juridică. Deci nu lucrează în domeniu. Nu lucrează în domeniu, dar era o studentă foarte silitoare. Și ce v-a atras prima dată la ea? Păi, cred că nu ne suportam așa, când nu ne agream deloc. Când ne-am întâlnit, eram colegi de facultate, dar eram în serii diferite și nu prea ne... Mie mi se părea că e înfumurată. Păi de la ură la dragoste, așa, o să ei se părea la fel. Adică eram barogat în facultăți și ceva de genul ăsta. Și sigur că, la un moment dat, într-o anumită conjunctură, cred că s-au legat anumite lucruri. Dar cât a durat până să descoperiți? Un an. Una așa ne-am descoperit așa încet, încet și ne-am dat seama că nu era chiar așa situația pe cum o percepam fiecare dintre noi. Dincolo de aparențe, da? Da, dincolo de aparențe, da. Dincolo de aparențe. Și acum cine vorbește mai mult în casă, dumneavoastră sau...? Cred că... Nu știu dacă este în anumită... Pentru că se spune că avocații vorbesc mult și... Noi ne vedem foarte... Din păcate avem foarte puțin timp pentru noi. În sensul că ajungem seara acasă și mai avem și un copil. Adică și copilul ne ia absolut tot timpul și după aceea mai găsim și un pic de timp pentru noi. În momentul de față cam prea puțin timp pentru noi, ca să spun așa, și asta e un aspect negativ. Rămâne viața profesională a fiecăruia dintre noi și după aceea timpul dedicat copilului și mai puțin timp pentru noi. Să spunem că în viitor o să reușim să avem mai mult timp să facem cumva. Și când aveți totuși timp liber, unde vă evadați, unde mergeți? Încercăm să plecăm cât mai departe, adică să, nu știu, să mergem într-un alt loc, să plecăm, să ieșim din Cluj, să ajungem într-o zonă poate în care nu ne sună toată lumea și să ne petrecem timpul cât mai, acele câteva zile sau câteva ore, cât mai dedicați unul altuia. Încercăm treaba asta. Aveți o fetiță? Am văzut aici un tablou cu, da, cu ea. Avem o fetiță de 2 ani și 7 luni. Să vă trăiască. Care, nu știu să vă spun, este, cred că e bucuria vieții noastre. Și suntem la momentul în care trebuie să-i dedicăm foarte mult timp. Și pe măsură ce crește, prioritățile noastre rămân în continuare copilul. Adică ajungem și foarte târziu acasă, cum am spus anterior. În câteva ore trebuie să... fii și lângă ea, să te joci, să-i lasi, să-i pui desene, sunt alte realități. Nu știu, cred, sincer, nu credeam că așa de mult îți poate schimba viața un copil. Sigur că ți-o schimbă în bine, nu există discuții, deci nu se pune problema, dar pe de altă parte trebuie să-i dedici timp, pentru că noi ne dorim cât de mult putem să fim alături de ea, să-i dedicăm timp, să crească într-o familie în care mama și tata sunt lângă ea, să nu se simtă singură sau, mă rog, să nu stea în fața televizorului tot timpul și după aceea la calculator și în alte jocuri și, mă rog, încercăm să facem cât de cât tot ce putem în privința asta. Și cine e responsabil cu distracția mai mult, dumneavoastră? Soția. Sunt și niște situații foarte interesante. De regulă, concediile le programează soția, ea alege destinațiile și eu cam în ultima clipă aflu unde mergem și cât stăm.
Și nu o să uit niciodată că, nu știu, într-un concediu credeam că am schimbat destinația și soția zice, du-te până la agenție și plătește restul de diferența de plată. Și mă duc la agenție să plătesc diferența și aflu că când spun numele, îmi zice o anumită destinație și zic, bine. Neștiind că, m-am gândit că cred că oare asta o fi? Da, asta, dacă a zis domnul, dar nu era aceea. Și mi zice, bine, mai aveți de plată cam 2500 de euro. Și am zis, totuși, ce destinație avem că nu era ăsta? Zic, bine, pe v-am adus acum atât și mai vin mâine să vă mai... Și după aceea, stați un pic, că cred că tot și o confuzie, că nu mi-aduc aminte să fi discutat în familie despre destinația asta. A fost mai bine, bineînțeles că se produsese o greșeală, dar oricum, situația a fost așa de drăguță, încât domnul chiar credea că mergem în destinația respectivă și eu chiar credeam că aceea este destinația de concediu. Dar cine a făcut eroarea până la urmă? Cum? Operatorul de la agenție. Da. Și care e destinația preferată de vacanță de concediu? Păi, în momentul de față, vă spun sincer, Turcia, pentru că ne ajută foarte mult având un copil mic și, nu știu, complexul ăsta, ori inclusiv, mă rog, ne ajută. Adică stai într-un anumit loc cu copilul, beneficiezi de anumite activități. Pentru cei cu copii, cam ăsta ar fi Turcia în momentul de față. Mi-a atras atenția decorul cabinetului dumneavoastră și în spate avem o sabie, o mașină de scris. Care e povestea lor, pe scurt? Păi, da, în spate avem o sabie făcută cadou de soția mea, adusă din Spania. Colecționați obiecte? Da, îmi plăceau mie săbile, mai ales săbile medievale și la un moment dat când a fost în Spania, mi-a cumpărat această sabie pe care a adus-o foarte greu, inclusiv la aeroport, înfășurată, a declarat-o prin metro, chiar spune, dacă știi cum a adus prin metro cu sabie, bine, era înfășurată, dar oricum. Și asta am primit sabia cadou de la soție și mașina de scris i-a aparținut bunicului meu. Mașina de scris are o istorie foarte frumoasă. În sensul că i-a aparținut bunicului meu, care a fost profesor de istorie și director al școlii din Mintiu Gherlei. Cred că lucrarea de licență a tatălui meu, dar nu știu sigur, a fost scrisă pe această mașină de scris, bătută la această mașină. La un moment dat, școala din Mintiu Gherlei a intrat în renovare și peste, cred că de 5 ani, de 3-4 ani de zile, la un moment dat, ne vine la cabinet o cunoștință de-a noastră de acolo din zona și spune tatălui meu, ți-am adus un cadou. Și acest cadou era mașina de scris pe care o găsise la momentul la care s-a făcut acea renovare printre dărâmăturile școlii și el știa că i-a aparținut bunicului meu și a dorit să-i o facă cadou tatălui meu. În momentul în care a ajuns această mașină în posesia mea, știu că o noapte am stat și am curățat-o și am făcut-o funcțională, astfel încât acum este funcțională și reprezintă... Și o mai folosiți din când în când? Să știți că am folosit-o, odată chiar am folosit-o, pentru că trebuia să atașez niște fotografii, planșe, foto, unui memoriu și trebuia să scriu ceva sub respectivele fotografii și fotografiile chiar le-am lipit de planșe, de hârtie, foaia A4 și am scris cu mașina ce conțineau respectivele fotografii, deci chiar a fost folosită. Și ce mai colecționați? Păi, în special, documente care au anumită relevanță juridică, vechi, asta mă interesează. Mai pe la târgurile de antichități am găsit citații, cărți de avocat, sentințe și le mai sunt, cele care mi se par interesante. Am găsit, chiar vă spuneam înainte de emisiune, că am găsit viața profesională a unui domn Camil Ionescu, care a pornit ca avocat și a ajuns președinte de tribunal, toate decretele și, mă rog, cartea de avocat prin care a fost primit în barou, citații, am găsit o citație din 1906. Dar cum ați găsit-o? Care a fost povestea? Răsfoind prin hârtiile pe care le aduc diverse persoane și le vând în târgurile, aceste târguri de antichități, căutând în special chestiuni care au relevanță sau, mă rog, tangență cu domeniul juridic. Și așa le-am găsit. Și le-am mai prezentat și colegilor, le-am arătat. Știți că noi avem impresia că viața judiciară începe cu noi sau, mă rog, cu părinții noștri și se termină undeva poate după noi. Nu, viața judiciară exista de-a lungul timpului. Chiar a fost una foarte complexă. Mie îmi pare rău să o spun în momentul de față, dar profesioniștii dreptului din vremurile trecute erau mult mai buni decât profesioniștii dreptului din vremurile prezente. Dacă ne avem în vedere, până la urmă, și profesorii care erau în trecut și pe care nu o să pot să-i uit toată viața mea profesională, că mi-au fost adevărate repere. Da, dacă discutăm despre un Matei Basarab, despre un Liviu Pop, nu poți să-i înlocuiești. Dacă nu ai materie sau material, cu cine să... Mai avem aproximativ 2-3 minute din emisiune.
emisiune. O să vă rog să-mi spuneți și povestea cecului. Am vorbit de ea înainte să începem interviu. Și puțin despre cartea pe care ați scris-o. Da. Tot în legătură cu cauza respectivă, de care vă spuneam, care s-a desfășurat în Londra, la un moment dat am făcut o cerere către poliție pentru a prezenta dosarul pe care el îl făcuseră. Bun, în o paranteză vreau să vă spun, am solicitat și de la spital, pentru că persoana respectivă fusese dusă și la spital și acolo a decedat practic la spital. Când am ajuns la spital, cei de la spital, în momentul în care am spus că sunt avocatul familiei și am făcut o cerere, mi-au pus la dispoziție toate actele. Deci o altă diferență față de situația din România în prezent, în care ne încurcăm în hârtie. Adică dacă pacientul vrea să-și obțină dosarul medical de la orice unitate medicală, este plimbat în hârtie dacă se poate să nu-l obțină. Bun. Acolo nu era așa. Acolo ți se punea în mod deschis totul la dispoziție. Și la un moment dat, solicitând dosarul, mă rog, raportul poliției, domnul polițist mi-a spus, domnul avocat, vi-l dăm, dar trebuie să plătiți o taxă de xerocopiere. Taxa de xerocopiere era de 10 lire. Bine, am plătit la poștă și am depus chitanța. După 3 săptămâni am primit un plic din partea Poliției Metropolitane Engleze, în care era dosarul și raportul poliției, plus un alt plic în care era un cec. Acest cec este pe numele meu, suma de 10 lire depusă la Banca Londrei de către Poliția Metropolitană Engleză, pentru că ei au constatat că era o plată nedatorată. Adică, făcând analiza cererii pe care o depusesem, și-au dat seama că nu trebuia să plătesc nicio taxă, ca atare mi-au pus suma pe numele meu la Banca Angliei, da? Cred că acolo este, și mi-au trimis cecul. Situația este foarte interesantă, pentru că plicul avea un timbru cam de 10 lire și în plic era acest cec tot de 10 lire. Deci ai postat, practic. Da. Respectul față de cetățean, atât pot să spun. Respectul față de cetățean, pe care în România îl întâlnim foarte rar. În România, de exemplu, dacă plătești o taxă de timbru nedatorată, se poate întâmpla. În momentul în care faci un calcul, poți să plătești în mod greșit o anumită sumă sau să constate după aceea că nu o datorezi. Nu se va întâmpla, sau nu știu dacă voi trăi să ajung ca unui justițiabil să-i trimită bugetul, mă rog, consiliul local al nu știu cărei oraș, pentru că acolo mari banii în primul rând, acolo plătești taxa de timbru, să-i trimită justițiabilului X un cec în care se spune domnul X a plătit mai mult decât ne-ați fi datorat. Nu cred că voi. Bun, și dacă puteți să ne povestiți cam un minut despre cartea dumneavoastră, da. La ce concluzie ați ajuns cu studiul dumneavoastră? Propriu zis, cartea a pornit de la o discuție pe care am avut-o cu domnul Edroiu. De fapt, este lucrarea mea de doctorat. Care se numește? Proceduri judiciare și administrative în Transilvania secolului XVIII. Discutând cu domnul profesor, cu regretatul domnul profesor Nicolae Edroiu, care, din păcate, a decedat anul acesta, la un moment dat s-a pus în discuție, îmi spunea, zice, știi, pe noi istoricii ne interesează și o privire a unui jurist asupra anumitor evenimente, pentru că noi putem să prezentăm anumite date istorice din perspectiva istorică. Dar nu ai vrea să te uiți un pic și să vezi, de exemplu, în secolul XVIII, dacă ai găsit ceva care ar putea avea anumită importanță pentru tine ca să dezvolți subiectul. Și am găsit, adică am insistat în special, știți, secolul XVIII este un secol foarte important pentru viața judiciară a Transilvaniei. Practic apar noile coduri, apare legislația imperială care încearcă să se impună față de legislația care exista în Transilvania. Și la cel mai interesant lucru pe care l-ați găsit? Procedurile judiciare propriu-zise, respectiv anchetele și investigațiile judiciare care se realizau în acele timpuri, care, vă spun sincer, depășesc investigațiile de zilele noastre, sub aspectul factorului uman, adică sigur că întâlnim anumite evoluții, dar meticulozitatea care exista atunci, vorbesc de o anchetă penală, da? Nu știu dacă o mai regăsim sau o regăsim foarte rar câteodată într-o anchetă penală din zilele noastre. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și vă mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Eu vă mulțumesc pentru invitație și mi-a făcut plăcere să discut cu dumneavoastră și să vă prezint un pic din viața mea personală și profesională. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.